Oh my god, bubosu! Earn to die 2 rogue. Practic ar trebui să fie earn to die 3. Și acum suntem cu mașina asta, cum merge? Stai să văd. Pe pedala asta de accelerație, uite și tu. Eu m-am jucat celelalte jocuri, dar mai de mult. Nu cred că m-am jucat pe canal vreun episod. Ia uite-mă cum spargem tot, dar m-am jucat așa singur. Știu despre ce este vorba. Practic aici o mașină. Vine acum, suntem maxați la maxim. Deci asta e mașina care probabil o să avem la sfârșitul jocului. Ești cu o mașină și doar așa te plimbi și dărâmi cutii și alte chestii și trebuie să și uite și explozibili și zombi. Și trebuie să ajungi cât mai departe, ajungi până la capăt. Dacă vedeți sus, avem o linuță și trebuie să ajungem până la capăt. Suntem undeva aproape de jumătate. Exploziile astea sunt foarte bune deoarece și mașina trebuie să pui upgrade, trebuie să pui arme, trebuie să pui roz mai bune, trebuie să cumperi mașini, mitraliere. Care și mitraliere este foarte bună și benzină, foarte important benzina, deoarece benzina te ajută să mergi cât mai departe. Și mașina oricum se poate bloca sau distruge, dar asta e mașina senzațională și ajungem la capăt, dăm aici o explozie, mai încă o explozie. Trecem prin tubul ăsta. Jocul ăsta a fost foarte jucat de mine la un moment dat, cred că am ajuns la maxim, dar nu știu de ce n-am făcut pe canal, cred că, nu știu, mi-a plăcut, iar cream pandemie, nu mai știu. Hai să mergem mai departe. Și sunt curios despre ce este vorba în jocul ăsta, că văd că grafica deja este mai bună și sper să vă placă și vouă, deoarece mie îmi plac foarte mult genul ăsta de jocuri. Ce e acolo? Wow, mă, dar ce-i aia? Bă, mi-a distrus mașina. Ai, nu vine să cred, ce-a fost aia? Nu poți să supraviețui singur afară, trebuie să faci de o mașină. Păi bine, dar... Gata, mă duc acolo înăuntru. Practic, acum cred că trebuie să ne găsim o mașină nouă, să dăm upgrade de la zero, că mașina a fost distrusă, deși era o mașină senzațională. Și cred că ăla e monstru de final. Ce? Sunt pe picioarele mele! No, la jocul ăla nu era chiar așa. Mergeai cum numai cu mașina, nu puteai să ieși niciodată. Deci noi mergem aici, da? Ok, și aici ce facem? Sărim. Sărim, ok, sărim de două ori, ok. Sărim pe platformă. Sărim mai sus, ok, care-i faza? Dăm aici în jos. Ok, hai că m-am prins cum funcționează jocul. Bă, uite un zombie! A, trage automat. Oh my god, ce damage. Bă, lasă-mă pace, bă, mi-a luat din viață. A, și mi-a dat o piesă de mașină. A, trebuie să-i bat zombie ca să-mi iau piesă de mașină. Bă, e interesant, până la urmă este un joc de mașini, practic, eu uite și tu câți vin. Oh, nu. Oh, nu. Bă, dar e greu jocul. Uite cum sar, mă, zici că siepuri. Stai că mi-a dat acolo o piesă, ceva. Oh, nu. Stai să-mi iau și banii. Gata, mă. Oh, my god. Oh, bă, ce când mi-a luat din viață. Ce mi-a dat aici? Ce power-up? Ce? Nu înțeleg. Select power-up, adică selectezi o abilitate. Deci, avem așa, fanghi, ciuperci, da? Nuclear waste, ceva radioactiv și glass heart, inimă de sticlă. Cred că o să aleg nuclear waste. Nuclear waste, nu știu ce face. Îmi zice ceva ce face? Ce face? A, uite aici, în viață, atacul, atac, speed critical, ce am 5%. Na, bine, hai să continuăm. O, nu. A, îi fac radioactiv, trebuie să-l bași pe ăla de sus. Dă-i ăla de sus, așa. A, și iau de damage over time. Bă, dar să ia cu grenadele. E bun asta cu nuclear waste. Nuclear waste. Că îi bate, simplu, l-am bătut și acum el ia damage. Chiar dacă stau la distanță și moare, nu? Da, moare singur. Ăsta e cel mai tare nuclear waste. Adrenalină, jetpack sau taser? Nu știu, cred că o să iau jetpack-ul. Nu știu ce face, asta de ce face. Pe când îmi zici, mă, ce face? Ok, cu jetpack-ul sări mai mult, ceea ce este absolut super. Bun. Ne? Ok, pe ăla terminăm imediat. Mai primesc un upgrade acum? Dar uite, dar de ce nu scrie ce sunt? De ce nu scrie ce sunt? Că dacă ar scrie, m-ar ajuta foarte mult. Wanted enemies take more damage. Am înțeles. Oh, nu! A, uite, pot să zbor. Ceea ce e super, mă ajută. Uite și tu. Uite și tu. Ok. Terminăm nivelul, dar să știți că m-a luat prin surprindere chestia asta la joc. Ok. Wanted poster. Mark another enemy. A, pot să dau level 2. Grant lasers... Hai că dau Wanted Poster. Wanted Poster înseamnă că la monștrii speciali dau damage mai mare. Ce avem aici? Camera asta. Damage sau heal? Să mă vinde sau să dau mai mult damage? O să dau mai mult damage ca să fiu mai puternic. Și acum am damage-ul 11 de la 10? Cam slab. We found the vault. Gain ability by watching a short ad. Nu, mersi. Mergem aici. Ok. Băi, cu mitraliere! Dar de ce trag mitraliere în mine?
Zombie n-ar trebui să aibă mitraliere. Sau trag în zombie mitraliere, stai să văd. Nu trag, trag în mine! Uitați-vă! Oh, nu! De când au zombie, mă, mitraliere, mă? Uite cât damage mi-a dat. De neapărat să mă vindec, dacă mă vindec. Dacă e un zombie, a furisit. Ne-am bătut pe toți, dar sincer, la câtă viață am, parcă văd că începe de la început. Dar și jocul m-a luat prin surprindere, adică nu știam ce se întâmplă aici. Ia uite și tu. Ce să stea, mă, rachete? Uite și tu. Parcă văd că mor. Ai de mine, câtă viață am. Câtă viață am. Uite și tu, câtă viață am. Bun, hai că e bun. Cine mă dă acolo? Să-l termin pe ăsta, bun. I-am bătut pe toți, ok. Jetpack. Sau basketball sau kinetic, nu știu, hai că dau cu jetpack nivelul 2. Faza este că nu scrie ce face. Eu cu 4 viață, odată mă lovească cineva și terminat. Oh, nu, măcar pot să zbor. Oh, m-a bătut. Bine, dau continuu și acum dacă încep de la început. Ah, dau play, pot să continui. Ah, skill tree, am înțeles, pot să continui de aici. Ce e chestia asta? Ah, poți dai upgrade-uri, 50, hai că dăm un upgrade. Cred că trebuie să o pățești la un moment dat. A, de-aia faci jos de bani. Chestia asta ce face? Foc. Trebuie din asta. N-am. Asta, ba, am asta. Bun, hai să mergem de aici. Să dăm play. Și acum ne dă din nou. Greu joc la început. Sunt curios dacă... A, uite, te-am viața mai multă. Hei, tu ce vizi aici? Este periculos să nu intru. Vrei să cumpăr ceva? Da. Da. Born enemies over time. Da, e bun asta. Bun, mi-a dat aici niște quest-uri. Faza este în jocul ăsta, că acum sunt curios dacă upgrade-urile pe care le-am ales înainte mi le arată acolo. Fiți atenți, dau cu benzină în ei. Mamă, ce tare. Ok, facem nivelul următor. Fungi matchstick. Hai să dăm asta, nu știu ce face. Dar nu mi le zice ce face. Care sunt abilitățile, adică, uite și tu, benzina asta ce face? Hai să vedem, continuăm. Oh my god! Dau foc în jurul meu. Ce e chestia asta? Nu se pot apropia de mine. Asta e senzațional. Să-mi dau upgrade la asta. Asta e cea mai tare abilitate. Golden Apple. Bateria de la mașina, să o legem pe asta. Eu nu știu ce fac deocamdată. Sunt curios dacă întâlnim abilitatea pe care am ales-o în run-ul trecut. Uite și tu. Ăla cu jetpack era foarte bună. Bă, nu știu, dar mi se pare că am damage mai mare. Damage 16. Ah, am înțeles. Că am dat upgrade-ul. Ok, trebuie să mă duc să-mi iau bani. Uite, mi-i dă singur. Și acum adrenalină, ground lasers. Hai să dăm laserul ăsta, să văd ce face. Am laser în jurul meu. Uite, zombie. A, dau cu curent. Uite și tu. Du-te, mă. Păi devin Superman aici. Ce se întâmplă? A, nu, uite ăsta la mine. Jetpack-ul vreau, că poți să zbori. Și te ajută foarte mult să scap de canguri ăștia. Ok, încă un nivel. Jetpack. Uite, fiți atenți. Acum jetpack-ul îți zice ce face. Pe atunci hai că le iau pe alea care nu le-am luat până acum. Ca să le dau în loc la toate, știți? În momentul când iei una abilitate, a doua oară când o folosești, când începi un run nou, îți zice ce face. Și asta mă ajută foarte mult. Cu unele măcar nu știu ce fac. Uite și tu, curent, uite și tu, bă, iar... Dar ăsta mă enervează de aici, uite și tu. Câtă viața mea. Așa. Banii mi-i dă la sfârșit, bă, nu-i problemă. Ce-i gândat, ce era ăla? Ce era, mă, de jos? Ok, n-am crescut la nivelul ăsta. Atunci o să iau doar abilități noi. Uite și tu cum vin. Plecați, mă! Uite și tu, mă duc aici în sus. Gata, mă, că vă termin. Mă duc aici și facem nivel. Hidrogen lichid. Hai să alegem hidrogen lichid. Ideea este că o să aleg, indiferent câte run-uri joc acum în episodul ăsta, o să aleg doar run-uri. Mamă, câte arme sunt aici! Uite și tu. Dacă mă apropii așa de ele, dau damage. O să mă aleg doar run-uri. O să mă aleg doar abilități, noi în run-uri. Oh my god! Ce urât! Care faci, mă? Dacă își alegi doar abilități, nu vei ști ce face fiecare abilitate, că nu știi ce face. Uite, știu, mitralerea aia de sus ce mă enervează. Și asta dă cu... Mamă, cât damage are ăla! Ok. Chiar că l-am bătut pe ăla, să dau pe ăla de sus. Mă enervează la culme. Uite, știu, ăla aruncă cu... Nu știu dacă mai trăiesc mult, dacă mai continuă așa. Bun, hai că l-am bătut pe ăla. Ala de sus, am luat bani într-un nivel următor. Nitrogen lichid. Fii atent, dacă mai ce face nitrogenul lichid. Încetinește oamenii. O să dau taser-ul ăsta. Ok, nou. Asta e regula, să luăm tot timpul ceva nou. O, nu. O, nu. Asta e boss, asta e boss. Păi dacă e boss, de ce îmi dai și 100 de mii de arme? Că bate alte armele de sus, că alea mă nevează. Boss-ul n-am nicio treabă cu el. Boss-ul e slab, după cum vezi.
Nu poate să ajungă la mine. Oba da. Oba da. Oh, nu. Armele astea lui pește. Dă-i în ele, dă-i în ele. Așa, bun. Bun, dă-i în arme, dă-i în arme. Bun, bate arma aia de acolo. L-am bătut pe boss? A, și când bagi boss-ul îți dă o piesă nouă de mașină. Perfect. Hai mă, că-i tare. O ruletă? A, ce vreau? Bani? Bine, hai, dă bani. Ok. Plin de rulete. O, nu. Eu nu înțeleg de ce sunt și arme aici, că n-are niciun sens. De ce au zombi arme? Mă duc aici sus. Hai că e bine, trebuie să bat doar aia. Cum, de când au zombi arme? Dar ce sunt oameni de știință, ingineri? Ok, facem un nivel. Uite, și acum zice ce face fiecare. Deci că am luat înainte Nuclear Waste, zice topește adversarii în timp. Ok, o să iau asta. Mystery Drink. Beau asta, nu știu ce face. Pare să fiu ca pe lună. Ok. Ok, ce mă revează armele astea. Nu mai putem de deranj ce-mi dă. Că îs greu de... Îs greu de dăgiuit, îs greu de evitat. Bun, hai că am rezolvat. Mai avem una. Hai mă mor odată. Gata, bun, ce-mi dai acum? N-am crescut la nivel, din păcate. Ia să mergem mai departe. Uite câte mitralierele. Oh my god, ce fac aici cu atâta mitraliere? Trec și prin pereți. Chiar am terminat-o pe aia. Ok, mai am acolo două. Dar cum ajung la ele? Uite și tu. Uite și tu ce sunt, nu văd în ce dau. Dă-i mânea. Uite și tu ce faci, gata. Și următorul nivel, uite, fiți atenți. Hidrogen lichid, kinetic junk, o să mă aleg kinetic junk. Arunc cu gunoaie după ei, nu știu. Se învârte gunoi după mine. Super. Bă, s-ar putea să fie bun asta cu gunoi care se învârte. Bă, ce m-a bătut! Da. Hai că mai jucăm o dată, nici măcar am ajuns la boss. Mamă, ce mi-a făcut. Ok, o să dăm câteva upgrade-uri că putem. Da, n-am bătut nici primul boss. Ce-i chestia asta? Ce-mi dai aici? Îmi dai niște bani și ok, mulțumesc foarte mult. Mergem la magazin. Ok, la magazin ce luăm? Luăm chestia asta, bun, mergem aici. Ai de mine. Poți să spui iteme. Și poți da upgrade la ăsta? Mai dat upgrade la pistol. Și am pistolul doc cu 3. Și ăsta? Păi asta mi s-a dus banii. Nu mai am bani. Am înțeles. Deci, level up. E pe level e jocul ăsta. Ia uite și tu. Păi stai puțin, că acum am damage-ul foarte mare în comparație cu înainte, cu prima dată. Eu că am făcut-o jocul, ok. Deci acum am damage-ul 20, aveam 10 la început. Îmi dai ceva? Nu mă las să mur pe aici, că pleacă de pe microbusul meu, să iau pe asta. Lasere. Lasere care trag vertical, nu știu ce chestia asta, să vedem acum. Ok, 30 critical-ul. Ia să vedem acum cum dau. 17, 16, au și ala shield. Dar mult mai bine. Ok, fiți atenți. O să dau doar cele noi acum. Ca să vedem ce fac celelalte și după aceea o să facem un run în care ne alegem exact numai ce este bun. Uite și tu. Așa. Trebuie doar să-i bat, ușor, să nu pierd din viață. Să farmez. Gata, mă, pleacă-mă de aici. Fiți atenți, ușa este închisă până când nu treci la nivel. Și acum o să alegem, deci, bateria de la mașină. One hit shock nearby enemies. Deci curentează oamenii, cribiturile sunt foarte bune. Ard oamenii din jurul tău și o să alegem Bamba Boots, papucii Bamba, ca să vedem ce fac, ca să ne dea. Uite aici o ciupercă, a, ciupercă-i viață. Uite și tu. Uite ce critică l-am. Bine, acum o să mi se pare foarte mare damage-ul, dar știu că la un moment dat o să mi se pare foarte mică, tot o să creștem. Fiți atenți, o să alegem doar magazin, deci alegem doar cei nou ca să dăm în loc la toate, ca să le vedem. Și după aceea facem un run în care numai, nu știu dacă am văzut în celelalte run-uri ciuperci. Dar ciupercile se pare că îți refac viața. Și sunt foarte bune. Aici avem adrenalină. Hai să iau mărul de aur să vedem ce face. Dar faza de că nu zice prima dată ce face. Zice a doua oară după ce te joci ce face. Ceea ce e foarte ciudat. Ok, mănânc mărul și o să dau mai repede attack speed. Deci avem attack speed 1.43. Attack 14. Mi-a slăbit atacul. Dar l-aveam 20. Nu știu, poate am dat pe ceva care mi-a slăbit atacul. Uite și tu, șobolan ce se ia. Uite și tu, bă! Chiar șobolani. Asta e cel mai enervant zombie. Dar l-am bătut. Ok. Mărul mănâncă la fiecare nivel la sfârșit. Am înțeles. Deci mărul e foarte bun că la fiecare nivel la sfârșit îl papi.
O, nu. Și îți dă viață. Am să-i bag pe ăștia. Uite, știu, ăla care aruncă cu ce gunoi aruncă, bar n-am. Perfect. Mă număr la sfârșit și acum o să luăm basketball-ul. Cred că dau cu mingea de basket în cap, bar n-am. Ok. Ce miez rachete din picioare, ați văzut? Uite, știu. Uite, știu. Păi ce fac aici? Am doi. Așa. Miez rachete din picioare. Ce-s Iron Man? Așa, bate-l pe ăla. Hai, mă. Perfect. A, și mănânci mă la sfârșit. Să știi că mărul ăsta e foarte bun, că dacă nu mai viață, se o reface. Nu știu dacă se merită. Mamă, cât sunt acolo. Ce a venit ăla, bă, ăla e sportiv. Ați văzut cum a venit? A alergat. Norocul meu că poți dau prin pereți. Uite, știu pe ăla. Uite-l. Sportivii. Sportiv, dar fără creier. Gata. Deci următorul nivel. Și acum o să alegem, fiți atenți, să alegem cafeaua. Așa. Pentru că vrem să aflăm ce face fiecare abilitate. Vedeam aici ce este. Uite, de alea de sus mă enervează. Uite, știu, batele, măcar una. Asta e boss. Dai boss. Batele, mă, batele, batele. Uite, a venit bossul. Bun, hai că bate-o și pe astea. Dai mâna aia de sus. Gata, terminăm nivelul. Mi-e greu că n-am toate upgrade-urile cele mai bune. Dar na. Ok, facem aici o ruletă. Sper să ne pice bani. E bun. Cel mai bun e să pice bani. Să vedem să bat șobolanii aia. Mai mult decât șobolanii, mă enervează aia care aruncă și armele. Uite-și tu. De când au zombie mitraliere? N-are niciun sens. Uite-și tu ăla cum vrea să arunce. Motor nivel. O să alegem drill-ul, că celălalt știu ce face. Și după aceea putem să alegem upgrade-urile pur și simplu în funcție de ce scrie acolo. Că acum noi nu știm... Opa. Acum noi nu știm ce face. Dar exact în mitralieră m-am dus. Mergează la acolo mitralierele. Așa. N-are niciun sens. Zombie n-ar trebui să fie inteligent să ai mitraliere. Numai de acolo făcuit. Bun. Dar asta cu mărul se pare că e foarte bună, deoarece chiar... ok. Chiar te ajută. Bă, ce bombă de asta. Uite și tu. Bă, le-a vin după mine, bă! Ai de mine, mi-a luat din viață. Ok, o să iau ciuperca asta. O stea, nu știu ce am făcut pe aici. Gata, motor nivel, un upgrade. Fiți atenți, acum deja putem să o luăm din upgrade-uri pe care știu că nimic nu e nou. Fii atent. Nuclear Waste. Topește adversarii când îi lovești în timp. Bun. Apă îmbuteliată. 25% viață în plus. Bun. Kinetic Junk. Gunoi care merge în jurul tău. Cred că o să aleg Nuclear Waste, mi se pare mai bună. Că, de exemplu, dacă lovești pe cineva doar o dată, ei iau damage. Iau damage acum mai mare. Uite, pe ăsta dacă l-aș lovi o dată. Gata. Așa. Ok. Mărul de la sfârșit mă ajută foarte mult. Bun. Ia să vedem. Aici să-mi iau ceva. O să-mi iau Critical Chance. Critical Chance. Am 15%. Bun, bă, dacă aș face un 30. Super tare. Băi, cam fain jocul. Să nu știu dacă reușim să batem... Oh, nu. Dacă reușim să batem primul boss, curând. Uite și tu. Super tare. Iau și viața asta. Bun. Oh, nu. Mitralierele lupește. Dă-i în sus, dă-i mitraliere. Dă-i mitraliere. Uite, mă, cum aruncă ăla cu gunoaia după mine. Bă, dar asta cu gloanțele e trasă de păr. Vă zic sincer. Nu înțeleg de ce ar trebui să aibă gloanțe, dar nu contează. Bun. Nivelul următor. Fiți atenți, aici ceva nou. Eco-magazine, o să-i aleg Gravity Boots, să vedem ce face asta, cum să merg pe pereți, ia să vedem. Că nu-mi zice ce face. Mi se pare mie sau când dau cu glonțul, ricoșează cumva glonțul. Spre avantajul meu, ricoșează în pereți. Bun, hai să batem și pe ăsta. Bă, damage-ul meu e destul de bun. Super tare, aici o să iau ciupercile, că am nevoie. Faptul că ricoșează în pereți e foarte tare și am și critical. Uite, uitați, fiți atenți, poison critical, o travai critical. Te dau cu 3. Asta e cel mai rapid nivel pe care l-am făcut până acum. Sunt la nivelul 10. Oh my god, și... ce mă aia? Cu bombele alea. Și cum sar peste ele? Ia uite, știu. Doamne. Doamne, dacă primesc două bombe din astea, am freză mort. Uite, știu. Uite, bă, cum dă bombe spre mine. Păi și eu ce fac? Ia uite, știu. Oh, nu. Bă, de-abia am bătut nivelul ăsta. Acum ce alegem? Gamepack-ul știu, o să aleg Kinetic Hologram. Nu știu ce face chestia asta. Dar n-am zis, vreau să le învăț pe toate. Oh, nu, înapoi, să iei ciuperca. Mi-au ciupercuță pe aici. Mi-a dat doar 3 viață. Pe ce faci, mă, cu 3 viață? Mai bine decât nimic, presupun. Așa. O ruletă. Aș sincer, aș vrea să-mi dea... ce chestia asta?
Habar n-am. Bun. Ia să vedem. O să iau ciuperca. Iau ciuperca. Uite, mitralierele lupește. Ok, bun. Am damage bunicel. Uite și tu pe ăștia acolo cum stau cu mitralierele. Trebuie să am grijă că mi-o lua cam mult aia dinainte. Bă, dar uitați cum arunc cu gloanțele, ricoșează. Nu știu ce abilitate am de ricoșează peste tot. Așa, iau asta. Deci asta că ricoșează mă ajută enorm. Uite și tu. Uite și tu. Ricoșează, eu doar dau într-o parte și ricoșează în toți. Bun, hai să dau puțin în asta, că văd că nu pot să dau prin zid. Du-te, mă. Hai, mă, bate-l pe ăla. Deci asta cu damage over time este senzațională, deoarece pur și simplu lovesc o dată și după aceea iau damage și mărui foarte bun, doar că cred că ar trebui să dau un upgrade la măr. Pentru că mărui senzațional, deoarece să bat asta, așa, senzațional, deoarece după fiecare planșă te vindecă. Așa câte puțin, fiți atenți, acum deja le știm pe toate. Deci avem prima oară Mystery Drink, băutura misterioasă. Primești 1 sau 3 damage random la nimereală, bun. Bateria mașinii, curentează puțin oamenii. Wanted poster, wanted enemies take regional more damage, da. O să dau pentru că înseamnă că moștii mai puternici primesc damage mai mult, ceea ce este bine. Ăștia sunt moștii mai puternici, deci chiar în avantajul meu. Tu de față nu stau foarte bine. Ok, bate pe ăștia, mă duc aici jos. Așa, bă, mitralele doar ce mă enervează, restul nu mă deranjează, mitralierele. Bun, măi, bun, mai ceva aici de să mă vindec? Nu. Deci am bătut pe aia, uite aici avea. Ok, să mă gândesc, aici pot să-mi cumpăr ceva. O să-mi cumpăr 10% critical chance. Fiți atenți, am critical chance 20%, 20% șansă să dau atac dublu. Păi senzațional. O să dau la critical, uite și tu. O să am grijă, uite-te, ăștia sunt periculoși, ăștia care dau cu gunoaie. Uite și tu, că nu știi de unde dau. Uite și tu, așa, să am grijă. Hai mă, battle. Fiți atenți, dau critical chance, asta mi se pare senzațional, dai critical chance, aici puțină viață. Dai critical chance și pe o travă asta, radioactivă, bun. Să dau în ăștia. Ok, să iau viața asta, mă duc aici în colț. Sper că stau bine în colț. Dar sunt ăștia care aruncă cu gunoaie. Bun, dar nu contează. Ok, și sus avem mitraliera, care o nimeresc. Așa, nimic nu știu unde trage asta. Ok, aici să iau viața. Și mergem. O ducem foarte bine. Iau viața. Uite-l bă pe ăla cum stă acolo. Șobolani! Ok, mă duc aici sus. Și vreau să dau puțin în ăștia. Oh my god, dar gloanțele astea sunt super nervate. De ce nu pot să-mi puși gloanțele cu gloanțele mele? Bate, 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 bate. Uite și tu. Cât îmi ia gloanțele. Bun, hai că am rezolvat-o. Și i-am bătut. Ok, luăm asta și mergem aici. Ok. Oh, câte mitraliere, bă! Nu. N-am ce să fac aici, fiți atent, dar nu știu unde să mă duc. Bă, cât mi-o dat! Uite, știu nu știu care să dai. Gata, că e bine. E bine, gata, am bătut. Am bătut nivelul, fiți atenți. Jetpack să zbor, o să alegem Eco Magazine, că nu știu ce face. Ne-o cam dat. Bine, acum eu n-am ales abilitățile cele mai bune. Am vrut doar să... Oh my god, bubosu! Cum îl bat? Îl bat? Oh, nu. Și ce fac aici? Fug de el așa când... A, uite-te că... Oh, nu. Oh, pleacă-mă de aici. Pleacă de aici. Uite că te aruncă cu gunoaie în mine. I-am luat jumătate din viață. O să zară peste mine, că a trebuit să dau, deoarece oricum aveam atacurile foarte bune. Și acum îl batem. Eu dau damage. Oricum eu dau damage 30% mai mare și am critical-ul mare. Așa, l-am bătut și acum îmi dă. Încă n-am toată mașina. Doamne, ce nebunie. Oricum am ajuns foarte departe, am bătut primul boss, având în vedere, deci având în vedere că nu mi-am luat upgrade-urile cele mai bune, am luat așa orice, pur și simplu orice am luat. Numai ca să... Hai să vedem ce ne pică aici. Ne plică bun. Bun, a făcut aici niște quest-uri. Super tare. Hai că închidem. Level up. Ne mai dă aici o cutie. Ne dă bani. Monthly car să cumperi, desigur. Ia să vedem. Ia și vedem ce mai putem să dăm upgrade-uri. Aici poți să dai upgrade-uri la pistol. Ok, o să dau upgrade-uri la chestia asta. Am înțeles, deci îți dă item-uri cum avem. Deci noi trebuie aici să avem o grămadă de chestii care nu le avem momentan. Și aici poți da upgrade, poți da upgrade la chestia asta. Multiple skill value, nu știu ce face. Sau nu poți da la asta, dar mi-arată semn ca și cum aș putea să dau. Nu, aici poți da la asta.
plus 3 attack damage, ceea ce e foarte bun. Și chestia asta, plus 12 viață, bun. Poți dau pe ea, ar trebui să pot. Plus 12 viață, 150, ok. Și chestia asta. Deci după ce bați un boss, îți dă viață, perfect. Asta costă niște ceva special. Și chestia asta costă 200, nu am momentan. Băi, cam făinu jocul, aici la mașini. Poți să dai o grămadă de mașină în loc, dar nu le avem momentan. Deci dacă vreți să mai jucăm jocul ăsta sau poate chiar să facem o serie, dați-vă aici un like for, să scrieți în comentariu Felix, mai fă un episod, că e mișto, poate chiar o serie și ne vedem data viitoare. Pa, pa!